Adi, ți-am zis că spun o întrebare despre CFR pe final. Am văzut declarațiile lui Neluțu Varga pentru ProSport ieri alaltăieri. Acum nu știu exact dacă au fost redate, cât de fidel, cum au fost, că știi cum e. Mai înțeles? Titlurile sunt mai spectaculoase. Știi cum sunt titlurile, mai înțeles? Și vroiam să te întreb. La un moment dat spune Neluțu Varga așa: domne, mă așteptam la mai mult în ultimile meciuri, nu sunt neapărat mulțumit. A fost întrebat și de tine, a zis: da, vedem în vară, analizăm și așa mai departe. Oarecum a apărut o nemulțumire a patronului. Te-ai simțit vizat cumva? Nu mă simt vizat. Pentru că statistica e, poate să vadă toată lumea. În 9 meciuri am avut 7 rezultate pozitive, așa că, într-adevăr, da, a fost ăsta ultimul meci în care eu zic că am pierdut nemeritat, dar nu mai contează pentru că înfrângerea rămâne înfrângere, cu toate că noi încercăm să scoatem ceva bun și din acest lucru pentru a putea îmbunătăți jocul echipei, dar nu mă simt. Cred că venirea mea la Cluj și rezultatele pe care le-am avut până acum, cred că, adică, am spus 7 rezultate pozitive din nou față de ce s-a întâmplat înainte, nu câștigau 12 meciuri, cred că e altceva acum. Mm-hmm. Și de ce totuși crezi că patronul a afișat o oarecare nemulțumire? Păi nu știu, ar trebui să-l întreb, nu? Trebuie să-l cunoaște, să-l să-l întreb de ce. Probabil presiunea pe care vrea să o pună întotdeauna. Și normal, suntem CFR și trebuie întotdeauna să tindem la mai mult și să câștigăm toate meciurile dacă putem. Probabil de asta, nu? O să presiune și... Da. Deci nu, înțeleg că nu te simți în pericol la vară să se întâmple, nu știu, vreo despărțire prematură de CFR. Păi... Eu ce pot să spun? Eu sper că nu, pentru că... Eu cred că îmi fac treaba aici, dar dacă rezultatele astea nu sunt de ajuns sau eu știu ce se va întâmpla până atunci, atunci vom vedea. Nu e problemă de asta, dar nu ai cum să vorbești de lucrul ăsta când am 5 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri. Adică mi se pare... Da. Bine, știi cum e presa, tu știi cum e, Adi. Presa, noi presa, că noi presa, până la urmă, știi că ne place să punem puși, să creăm probleme, știi cum e, înțelegi? Chiar și acolo unde, să zicem, nu sunt. Eu cred că tu ai făcut treabă bună și eu mai cred ceva, Adi. Eu cred că e cam greu să-ți impui o filozofie la o echipă într-o lună de zile, sincer. Da, ce este adevărat. Adică eu cred că noi o să-l vedem pe Mutu și echipa din vară, nou campionat, dacă mă întreb pe mine. Să spun la niște lucruri care nu mă simt. Eu mă simt vizat în asta, pentru că m-a spus rezultatele mele, dacă ar fi să facem un meci din asta, erau 7 din 8 pozitive. Bine, ultimul meci în care trebuia să fie 3-0 la pauză. Exact, nu mai contează, dar nu ai cum să mă judeci după rezultatele astea. Adică trebuie să fii, ori să, știi cum spuneam, destabilizare, pentru că e play-off și toată lumea încearcă să destabilizeze pe toată lumea. Orice, nu pot să spun altceva, dar nu mă simt vizat și nu mă simt... Da. Dar, cum am spus, în fotbal, se pot întâmpla multe și... Vom vedea ce se întâmplă de la vară. E important să facă treaba bine. Corect. Mai ales că în continuare, părerea mea, aveți șanse și matematice să vă bateți la titlu. Nu s-a terminat nimic, Adi. Nimic, absolut nimic nu s-a terminat. Da, noi nu avem titlu ca obiectiv. Dar atât timp cât sunt șanse, trebuie să credem în asta. Avem cupa ca obiectiv. Dar, cum spuneam, e altceva. Pentru că CFR-ul trece prin, cred că e un an de reconstrucție. Avem și probleme de lot, avem și accidentări și suntem echipa care, de exemplu, în momentul ăsta avem cei mai mulți jucători la lot dintre toate echipele, sunt 10 la toate loturile naționale, inclusiv al României și celelalte, avem jucători și la alte naționale. Nu e ușor, mai ales n-a fost o perioadă ușoară, chiar dacă n-am avut meciuri săptămânile astea, mi-au lipsit 10 jucători importanți. Deci nu e ușor să pregătesc. Da, Dică vrea să spună ceva. Cu aia cu o lună, că nu-i răbdare. Dică vrea să spună ceva. O lună înseamnă la noi în România vreo 2 ani de zile. Cam așa înseamnă 3. Să faci într-o lună ce fac alții în 2-3 ani. Din păcate. Gândește-te dacă sunt întrebat după rezultate pe care la CFR, dacă sunt întrebat dacă rămân la vară, îți dai seama cum e la noi. Deci, dacă ai 7 rezultate din 9 pozitive, te întreabă ce am mai rămâi la vară, dar putea să dea fără. Pe
Poate crede că te transferi și tu la Brighton. Știi cum e. Pleci cu hotele. În loc să mă întreb că dacă plec la Fiorentina, tu mă întrebi dacă mă dau afară. Deci cam așa e. Dar știi, dacă ai un procentaj de 80% de rezultate, ăștia nu e bine. Adică, ce să vorbim? În fine, nu, mă sunt învățat, asta e la noi. Nicule, și tu trebuie să știi că astea sunt, știi, toate, depinde mult de alegerile pe care le faci. Eu cred că în viață rezultatele vin cu stabilitate, atât pe banca tehnică cât și financiară și din toate punctele de vedere, cu puțină răbdare. Atunci când se vrea să se reconstruiască ceva, trebuie să știe acest lucru. Nu? Dar, cum spuneam, patronii pun presiune, e normal, asta trebuie să fie, nu trebuie să ne relaxăm, probabil, nu știu ce a gândit Neluțiu, dar asta e treaba lui, nu critic eu ce spune el. Eu le iau ca tare și încerc să transform în energie pozitivă și să scot rezultat pentru CFR, pentru că asta e cel mai important. Restul sunt... Știi cum e, Adi? Restul, așa e joaca. Exact, da. Așa e joaca. Da. Și Adi s-a dus la CFR, a luat o echipă care juca într-un sistem de joc. Nu, e clar. Eu ți-am mai zis, de joc. O să vedem CFR, scuză-mă, o să vedem CFR-ul cu Mutu din vară. Da, atunci o să vedem CFR-ul. Dar ideea că voi spuneți că patronii, dar pleacă și de la ziariști, că ziariști sau vin la interviu, ce faci, că te dă afară dacă pierzi jocul ăsta? Și pleacă și de la voi, dar dacă voi a susține antrenorii, probabil și patronii ar susține mai mult pe antrenori. E posibil și asta. Vis-a-vis de Adi, pentru că a schimbat sistemul de joc de la un sistem cu 3, cu un jucător, a venit la sistemul cu 4, a adus și alți jucători noi în echipă. Nu este ușor peste noapte să reușești să faci niște lucruri, să faci un motorat să meargă. Ce, voi ăștia care sunteți Adi, vezi că Dică e vrăjeală la Dică. Mi-a zis înainte de emisiune că speră în vară să ajungă la CFR. Ăștia antrenori, știi cum e la Fiorentina? Știi cum e la antrenori în prima lună? Cum e cu scaunul ăsta, e pe rotile, da. Știi? Alunecat tot timpul. Cam așa este. Da, o să știi că... Ancorează-l ca lună. Cum? Tot pe rotile e și al meu. Păi vezi... Bagajul e făcut? Da, eu cred că ăsta a fost al lui Petrescu mult timp, așa că sper să... L-a ancorat la ca lună. Eu stau la aceeași poziție în care a stat Petrescu. Asta nu e rău! Bravo! M-auzi? Asta ți urăm, să fii măcar ca Petrescu. Dar cum e cu părul? Ți-a apărut păr sau nu? Că nu văd nimic. Da, sunt bine. Ești? Ai păr? E Valderama. Auzi ce zică, ești Valderama. Adi, baftă, te lăsăm să-ți faci treaba, mulțumim pentru declarații și ținem pumnii, eu sunt convins că te vei bate la titlu până în ultima etapă și sezonul acesta. Doamne ajută, mulțumesc, salut băieți, numai bine. Toate cele bune.